Pentru noi, dacă e vară, e musai să ajungem de cât mai multe ori la mare, de preferat în sudul litoralului românesc. Mai exact în Vama Veche, unde ne cazăm de fiecare dată într-un camping mare, înverzit și cât de cât liniștit față de nebunia din restul Vămii. Totuși, vara trecută ne-am schimbat puțin obiceiul și am hotărât să explorăm mai mult litoralul vecinilor bulgari. Așa am ajuns într-un weekend la Balcic, pe care ne doream de foarte mult timp să-l vizităm. E la doar 70 de kilometri de granița cu țara noastră, deci foarte aproape. Acesta e probabil și unul din motivele pentru care am găsit o mulțime de mașini de România parcate pe toate străzile din apropierea castelului Reginei Maria, cel mai cunoscut și mai vizitat obiectiv turistic din Balcic. Castelul e de fapt o vilă modestă pe malul mării, unde își avea reședința de vară Regina Maria a României. E vorba de fapt de un complex impresionant, construit pe un deal, care cuprinde mai multe vile cochete și un parc botanic de vis, cu peste 3000 de specii de plante. Noi am nimerit direct în grădina botanică, unde ne-a impresionat colecția imensă de cactuși. Foarte mulți în seră, alții în aer liber, unii din ei plantați cu 80 de ani în urmă. Da, tati, mă! O roșie! Uite ce înflorit e asta, ce fără! Da! Roșii, cactus roșii! Uite la ăsta, ce fain! Care? Ăla cu floarea aia! Cactus! Da, țeapa aia e! Asta e camera de oaspeți. Am plimbat fascinați pe aleile domeniului de la Balcic vreo 2 ore și ne-a zăpăcit atât de mult frumusețea locului, încât am plecat fără să fi vizitat castelul propriu-zis. Vom reveni însă cu siguranță anul viitor să-i dedicăm Balcicului un weekend întreg, nu doar câteva ore. Dacă vrei să afli continuarea aventurii noastre, folosește butoanele de like, share și subscribe.